Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Cosmin Bulzan. Vești bune pentru făgărășenii racordați la Ecoterm. Consilierii locali au aprobat scăderea prețului pentru gigacalorie în contul ultimelor două luni ale acestui an, respectiv noiembrie și decembrie. Reducerea, care se aplică doar persoanelor fizice, este de aproape 16 lei. Asta înseamnă că oamenii vor plăti prețul de 236 de lei pentru o gigacalorie față de 252 de lei, cât este în prezent. Ultimele două luni ale acestui an vin cu vești bune pentru abonații Ecoterm. Oamenii plătesc mai puțin pentru gigacalorie în lunile noiembrie și decembrie. Proiectul de hotărâre care prevede modificarea prețului de facturare a energiei termice a fost aprobat de consilierii locali. În același timp se modifică și prețul local pentru producerea și distribuirea energiei termice, iar aici vorbim de o creștere de 22 de lei. Societatea de termoficare pune această majorare pe seama scumpirii gazului. De la 28 de lei, prețul pentru gigacalorie sare la valoarea de 302 lei. De altfel, acesta este prețul pe care îl vor plăti agenții economici. În ce privește prețul de facturare către populație în 2013, deocamdată nu se cunoaște suma exactă. Stabilirea acesteia se va face la începutul anului viitor, în funcție de bugetul local. Cert este că prețul nu va crește mai mult decât valoarea actuală, și anume 252 de lei pe gigacalorie. Oricine poate face economie la energia electrică și astfel plătește facturi mai mici. Pentru a întări afirmația, municipalitatea s-a implicat în proiectul comunităților eficiente ce se va desfășura în orașul nostru pe durata a 4 luni. Scopul este ca în acest interval de timp consumul de energie să scadă cu 9%. Pentru început și-au anunțat participarea câțiva angajați ai primăriei care și-au propus să atragă pe viitor în acest proiect și alți cetățeni ai orașului. Consum mai mic cu 9% la energia electrică, asta au în plan 7 angajați ai primăriei, care de astăzi fac parte dintr-un grup menit să atingă acest scop în următoarele 4 luni. Este vorba despre un proiect care se numește Comunități Eficiente, iar pe plan local este cunoscut sub denumirea de Făgăraș Eficient. Experți în domeniu, dar și participanții la acest proiect concurs s-au întâlnit astăzi pentru prima dată la Făgăraș. Municipalitatea Făgăraș s-a înscris în acest proiect, comunitate eficientă. Eu, la nivelul comunității, am denumit Făgăraș Eficient. Ce vrem cu acest proiect? Să reducem emisiile de CO2 din municipiu, astfel încât să ne încadrăm în ținta propusă de a reduce emisiile în municipiu. Scopul acestui proiect este acela de a îi face pe oameni să înțeleagă legătura între consumul lor de energie, costul și impactul asupra mediului. Acest proiect, participanții vor economisi bani, vor reduce emisiile de CO2, vor câștiga și un premiu și bineînțeles că ne vom distra. Cum ne vom distra? Vom învăța să citim contoarele, vom învăța să ne verificăm facturi. Sunt multe metode prin care se poate economisi energia la nivelul unei locuințe. Cele mai utile și prețioase sfaturi au venit astăzi de la un expert în domeniu, reprezentant al Agenției Locale de Energie din județul Alba. La niciun oraș nu se poate face ceva consistent dacă nu se implică cetățenii și instituțiile care nu sunt direct sub umbrela primăriei. Firmele private de asemenea. Pentru cetățeni, ca să revenim la proiectul în cadrul căruia sunt eu aici, o latură importantă înseamnă o activitate de conștientizare. Dânșii întâi trebuie să fie informați despre consumurile lor din case, unele poate exagerate în raport cu efectul pe care îl obțin. Și atunci să facă ceea ce depinde numai de ei însăși, să schimbe anumite obiceiuri. Asta este miza și tema acestei campanii pe care o lansăm astăzi și în orașul Făgăraș, în municipiul Făgăraș, și care se cheamă Comunități Eficiente. Proiectul Făgăraș Eficient este doar la început, iar angajații primăriei, pionieri în acest prim pas, vor să dea un exemplu comunității locale prin implicare activă. Timp de 4 luni, între 1 decembrie și 31 martie, vor monitoriza consumul de energie electrică. La final, participanții vor fi recompensați cu premii surpriză. Astfel de inițiative nu mai sunt străine făgărășenilor. În orașul nostru au avut loc mai multe campanii de protejare a mediului înconjurător. La Făgăraș s-a organizat anul acesta Ziua Energiei Inteligente, iar în prezent continuă campania Vin pe jos la școală.
Se caută un logo pentru cetate. Primăria lansează această provocare către toate suflarea Făgărașului. Persoanele inventive și creative sunt îndemnate să găsească un simbol, o emblemă, care să definească cel mai bine impozantul monument istoric din inima orașului. Doritorii au timp până în 10 decembrie să-și dovedească imaginația. Toate propunerile vor face subiectul unei ample expoziții. Sunteți creativi, inventivi și entuziaști? În acest caz trebuie să răspundeți provocării lansate de primărie, care și-a propus să găsească cel mai tare logo pentru cetate. Cetatea Făgărașului, am spus-o dintotdeauna și cred că este de acord toată populația Făgărașului, că este emblema Făgărașului, că este pilonul principal al Făgărașului, că este elementul reprezentativ al Făgărașului și atunci cred că trebuie să pornim o promovare în trombă a cetății Făgărașului în țară și peste hotare. Primul pas l-am făcut anul trecut când am câștigat acel proiect european pentru promovarea cetății și proiectul s-a numit Cetatea Legendă Vie, este o variantă. Dar cred că mintea a 30.000 de locuitori ai Făgărașului ar putea să producă un logo capabil să treacă dincolo de granițele țării și să convingă turiștii străini că aici, în inima României, în centrul României, se află Făgărașul și cetatea Făgărașului ca fiind cel mai impozant monument din centrul țării. Propunerile pentru cel mai interesant logo se pot transmite în format electronic pe adresa de e-mail cetateafăgărașului@arondiahu.com sau pur și simplu pe hârtie la sediul primăriei. Data limită este 10 decembrie și asta pentru că din 11 până în 17 decembrie toate lucrările vor fi expuse în Clubul Casei de Cultură pentru a fi votate. Desemnarea logo-ului reprezentativ va avea loc în 21 decembrie. Eu mizez în special pe inteligența tinerilor, a elevilor, a studenților plecați, a celor plecați în străinătate, dar care țin contactul prin internet cu familiile din Făgăraș și din acest dor de casă ar putea să reiasă un logo foarte interesant pentru a-i atrage pe cei ce nu au fost la Făgăraș și pe cei ce nu au văzut cetatea Făgărașului să vadă valoarea această minune pe care o avem la Făgăraș. Pentru a putea intra în concurs, creațiile făgărășenilor trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Un logo este un element grafic folosit pentru identificarea unui produs sau a unei organizații și poate fi compus din una sau mai multe litere, o imagine sau o combinație între acestea. Trebuie să evidențieze clar semnificația numelui sau activității companiei și să redea numele acesteia printr-un simbol grafic. Campania electorală este pe ultima sută de metri, candidații la parlamentare se întrec în promisiuni, iar orașul este plin de afișe și banere electorale. În toată această agitație vă propunem să-l cunoașteți pe Ioan Păiș. Nu candidează, dar se poate mândri cu ce a realizat până acum. Vremurile sunt cum sunt, dar există oameni care trăiesc departe de lumea dezlănțuită și se bucură în liniște de dragostea necondiționată a animalelor. Astăzi vorbim despre Ioan Păiș, care locuiește în satul Râușor. Este pensionar și a avut cai în gospodărie de când era de o șchioapă. Sunt animale frumoase, puternice și inteligente, așa că omul nostru a dezvoltat o pasiune pentru ele de care spune că nu va scăpa niciodată. De când este pensionar și-a cumpărat ponei și mai are un hobby, pescuitul. Și așa i-a venit ideea să-și construiască o șaretă, să hame căluțul și pe aici ție drumul. Am crescut cu cai, știți? Și m-a determinat ca acum la pensie să nu neglijez această plăcere, dacă vreți. Mai am și doi ponei acum, am avut 5. Și mă duc cu ei, mă mai duc la pește și până atunci ei se alimentează. Am motor care se autoalimentează. Și îmi trece timpul ușor, îi grijesc mai mult decât pe mine. De când are șareta, Neanelu nu mai circulă cu un alt mijloc de transport. Nu vorbim despre un atelaj oarecare, ci de unul care are toate dotările necesare pentru a participa la trafic. Îmi place foarte mult, de mi-am făcut și mecheria asta, care am să vă arăt comenzile. Iată, aici am farurile. Așa. Vedeți? Am și claxon. Să sperie căluțul. Păi da, cum dacă e cu mine aici? Și atunci vă rog să vă duceți în spate să vedeți și stopurile, care sunt foarte interesante. Și, deci mă conformez și normelor de circulație, ca să nu am surprize pe șosele. Da.
Vă opri vreodată poliția? Cum? Vă opri poliția? Nu, și nici n-aș vrea să mă oprească, pentru că după aia îi face pe toți să-și facă asemenea instalații. Brișca arată ca scoasă din cutie, iar Nea Nelu și-a construit-o de la zero cu propriile mâini. Întotdeauna îi mai adaugă câte o îmbunătățire pe aici pe colo. Șareta am făcut-o eu acum un an, de doi ani. Acum un an am început să o mai dotez, că n-am făcut-o dintr-o dată. Așa am făcut-o simplă, întâi pe două roți, să mă duc să evadez în decor. Asta a fost ideea. Mai plimbați și pe altcineva cu șareta? Sau nu mă adunează? Nu, mai eu, nu fac concesii de genul ăsta. Mă duc eu pentru sufletul meu, așa, ce să zic. Da. Și mai am doi care îi bat după căruță, și îi mănâncă și mă distrez cu ei. Asta e toată filozofia, în fond. Da. Trăsurica nu merge singură, așa că Moritz, poneiul de 5 ani înhămat la brișcă, trebuie să fie în formă. Nu de puține ori își aduce singur nutrețul de pe câmp atunci când stăpânul îl înhamă la carul de fân. Ca să-și întrețină animalele, Ioan Păiș are în gospodărie fel de fel de utilaje agricole. O mașină de coasă, mașină de întors fân, de greblă, deci am condiții ușoare de făcut nutreț. Și atunci... Deci și muncă și distracție. Exact. Când ai un ponei ca Moritz, nu ai șanse să te plictisești vreodată. Nea Nelu l-a cumpărat de la o firmă de echitație și a fost dragoste la prima vedere. Când l-am văzut, m-am dus să cumpăr un ponei. Și când l-am văzut pe ăsta, am crezut că dau un paranghioneală. Și am făcut tot posibilul și l-am luat. Da. Și acum urmează să mai iau un cal pag, tot detalia lui. Și să am doi. Deși am doi mici acasă care lucrez acum la o caleașcă altă pentru ei mici. Legătura dintre stăpân și micul animal este una de invidiat. Căluțul nu-l scapă din ochi și îl urmează supus la tot pasul. Pentru că e ascultător și cu minte, Moritz e tratat pe cinste cu bucățele de zahăr. Vine după mine cum vreau. Ia, hai. Bravo. Planurile lui Ioan Păiș nu se opresc doar la șaretă. După o zicală din popor, gospodarul nostru și-a făcut de astă vară sania, așa că imediat ce o să ningă are asigurat un alt mijloc de transport și alți doi ponei de înhamat. Ediția de astăzi a știrilor locale cu cele mai importante informații se încheie aici. Vă reamintesc faptul că ne puteți viziona și pe internet accesând adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la jurnal. Până atunci vă spun numai bine!